Bună dimineața! Azi este foarte, foarte cald la prima oră. Hai să dăm mâncare la pești. Imediat dăm și la pisicuțe. Astăzi o să gătim o ciorbă. Mi-am dat seama că nu am mai mâncat de mult și mi-era poftă de o ciorbă bună, făcută așa cum trebuie. Ciorbă de burtă am tot mâncat în ultima vreme. Și să fac o ciorbă de văcuță, dar o să o fac puțin deosebită. Nu o să folosesc carne, macră, am carne, dar în altă formă. Uitați ce am pregătit. Am aici cozi de vițel, am vreo 4 cozi. Faine. O să tai în bucățele mai mici, așa. Și 2 rasoale. Asta o măduvă. Măduva o să se topească acolo în oală. O să dea un gust, nu mai zic și de oase, de cozi, de cozile de vițel. Este exact ce trebuie pentru o ciorbă de vițel, de o văcuță, senzațional. Am și multe legume, legătura, am țelină, ardei iute, ceapă, cartofi, roșii, ardei gras, morcov, pastrnac și o să o acresc cu lămâie. Uitați ce bine arată totul. Cu așa ingrediente nu are cum să nu iasă și o ciorbă bună. Haideți, o să tai o cozile, o să toc și legumele. Nu lungim astăzi că vrem o rețetă rapidă. Ea o să dureze, să știți, 2 ore durează. Dar la dumneavoastră o să treacă mai repede timpul. Am tăiat cozile de vițel. Dacă știți să bași cuțitul printre tendoanele astea pe lângă cartilagii, se taie foarte ușor, nu depuneți niciun efort. Uitați cât de bine arată și ce gust o să dea la ciorbă. E multă gelatină aici. Avem și puțină cărniță. Acum punem la fiert. Carnea este la fiert, am pus-o în apă rece cu 2 frunze de dafin. Acum o să o spumez bine. Când începe să fiarbă, lăsăm la foc mic, neapărat foc mic. Se fragezește mai bine carnea decât la temperatură mare. Și cred că o oră n-avem ce face. Doar să spumăm, mai povestim, avem timp să tăiem și legumele. Vedem ce fac pisicii. Bună dimineața, flămânjoșii. Lipsește sus și era și pe aici. E mai retrasă. Au boabe tot timpul, dar așa o conservă la prima oră este un deliciu. Eu tot spumez de 10 minute. Este multă spumă pentru că sunt oase. Eu spumez cu o lingură, mi se pare că spumiera nu adună mai nimic, încă mai am de spumat. Dar vreau să întreb pe cei care fierb și fac mâncare la oală cu presiune, cum spumează? Sau nu se spumează? Să-mi răspundă cineva. Încă mai spumez și lăsăm la fiert o oră. Ciorbița fierbe, eu mi-am pus ceva răcoritor. Ia uitați, zeamă de varză, este extraordinar. O să fac curând o ciorbă, așa mai țărănească achită cu zeamă de varză, mama mia! A trecut cam o oră, carnea deja este fragedă, arată foarte bine. Acum o să pun și din legume, o să pun țelina, pastrnacul, am găsit ceva ceapă verde, o să pun tulpina, partea mai albă, morcov, gogoșar, tulpinile de la ceva pătrunjel și ceapă. Asta le pun acum și mai lăsăm încă 20 de minute. Uitați cât de fragedă este carne acum. Sunt și 2 cartofi.
Roșiile mai așteaptă încă 10-15 minute. Dacă le punem acum, nu o să mai fiarbă bine cartofii. Ele sunt acide și o să rămână cartofii tari, așa o să rămână. Mai lăsăm așa 10-15 minute. Imediat punem roșiile, condimentele, la sfârșit zeama de lămâie, ceapa verde, frunzele la ceapa verde, ceva verdeață, o bunătate. Urecheatul ăsta mic rămăsese fără nume și are o minge, toată ziua se joacă cu mingea. Uite, a venit și Marcel, ei sunt frați și am pus numele Agassi. Agassi și Marcel. Îi deosebesc că acum au crescut. Ăsta are spinarea puțin mai neagră, Marcel. S-a băgat tot în cratiță, să fie sigur că e toată mâncarea lui. De ce mi-era mai frică? N-am scăpat. Știți unde dorm ăștia noaptea, urecheații? Uite, se bagă aici în mașină. Undeva acolo este o gaură la baterii. Se bagă acolo. Vă dați seama că mașina electrică nu se aude nimic. Eu dacă plec, eu omor pe toți. Am băgat furtunul să-i scot. Nu vor și nu vor. Trebuie să le fie foame, să-i strig și după aia să plec cu mașina. Uite. Uite unde se bagă urecheatul. Toți sunt acolo. Da. Miroase extraordinar în toată curtea. Acum, o fierce cartofii, punem roșiile. O roșie mai mare am pus-o. Tăiată așa cu bulețe. O să pun și o lingură de bulion, să avem o culoare faină. Boia dulce. Cimbru. Piper. Și sare. Cum zicea Radu Anton Roman, câte trebuie. Uitați ce bine au fiert toate. Aici cade carnea de pe oset. Să știți că au trecut cam 2 ore până acum. Dar mâncarea bună, așa se face. Ați văzut tocana de vită de la Ineu, 5 ore jumătate. Na. Asta e celălalt pe care nu poți să faci în 20 de minute. Cât de bine arată. Acum, cu 10 minute înainte, s-o prind focul. Pun și frunzele de la ceapă, la ceapă verde. Tablou de Picasso. Mai ceva. Uitați cât de bine arată. Până acum și zeama de la 2 lămâi mici. Am zis că este vară și merg aceste lămâi. O să fie mai fresh ciorba. Merge cu borș, merge cu porcodușe. Ce aveți dumneavoastră? Uitați, scade carne de pe os. 5 minute și opresc focul. Ciorba mea este gata, opresc focul. Pun aici verdeața, am leuștean și pătrunjel.
Cât de generoase. Îi pun un capac, o las să se infuzeze 5-10 minute și punem în farfurie. Mamă! Gata, ciorba mea de văcuță. Uitați cât de bine arată. Carnea, vă spun, este pâine înmuiată. Acum eu mănânc ciorba de văcuță cu puțină smântână. O să o pun aici în mijloc. Uite așa. Punem puțin pătrunjel și pentru decor și pentru gust și nelipsiții ardeiuți, ciușca. Uite așa. Să știți că a durat 2 ore jumate, dar v-am zis, cel mai bun condiment este timpul. Imediat vreau să și gustăm, să se mai răcească puțin, frige extraordinar. Să și gustăm. Mama mia, are gustul ăla exact cum trebuie, cum zic eu, ți se lipesc buzele. Așa trebuie să fie o ciorbă. Cât de bună este. Am scos pe o farfurie și puțină carne, aici încă frige. Uitați. Să gustăm și din carne. Ia uite. Mai bun de atâta nu se poate. Eu stau în furculiță. Extraordinar. Să încercați așa o ciorbă. Întotdeauna carnea să aibă și puțin os, ca să aibă gust. Acum, dacă v-a plăcut, vă mulțumesc, să încercați. Vă spun la revedere și ținem legătura. Mă pun să mănânc acum. Oh.